Membrii Comisiei Electorale Centrale, împreună cu Ministerul de Externe, au decis, în cadrul alegerilor prezidențiale, în fiecare secție de votare deschisă pentru moldovenii de peste hotare, vor fi distribuite câte maximum 5.000 de buletine de vot. Referitor la același subiect, în cadrul unei ieșiri la presă, Oleg Țulea a mai declarat că pentru o mai bună transparență, în cadrul scrutinului dat, vor fi folosite la maxim toate resursele diplomatice. La rândul său, președintele cec, Dorin Cimil, a precizat că s-au făcut instruiri deja în acest sens și că chiar dacă unii vor, iar alții nu, Comisia Electorală Centrală nu are o altă posibilitate de desfășurare a alegerilor programate pentru 1 noiembrie decât cu buletinul de vot. Amintim că pentru turul 1 al scrutinului prezidențial, cec va deschide 139 de secții de votare în străinătate, cu 39 mai multe decât în 2016.